Bine v-am găsit, dragilor. Am plecat spre Italia să luăm trailerul. Și apoi, dacă tot am plecat, am zis să vă arătăm un pic și drumul de legătură între cele două porțiuni de A1, care până mai ieri, alaltă, nu mai știu exact când, a fost în reabilitare. Și tocmai s-a dat drumul, bucata de la marginea Coșava, Coșevița, după cum o știți prea bine. A plecat Badea cu bestia și apoi să ne auzim sănătoși la întoarcere. Cum vine și rău la nimeni. Hai să mergem tai-tai. Împreună, noi doi și o umbrelă, ca în Germania. Hai să procedem la drum. Deoarece călătorului stă bine cu drumul. După cum vedeți, drumul ca în Germania.
în județul Timiș. Altă viață. Un drum național european, putem spune. Din păcate, mulți s-au distrus pe aici articulații, buc și pivot și așa mai departe, după ce s-au plătit o grămadă de taxe și roviniete și toți dracii din lume, au reușit în sfârșit, culmea, într-un timp destul de record, nu o să dăm nume politice, că nu ne interesează, dar se poate că, se pare că se poate. Dacă se vrea cu adevărat, se poate. Deci pe aici era pământ și piatră, efectiv. Cel puțin două luni în urmă. Deci la propriu, pământ și piatră. Nu era urmă de asfalt. Pe cartografiat, pe hărți, e trecut ca drum european. Deci mai mare minune. Să ai un drum european din pământ și piatră în 2021. Dar, iată-te, ne-am aliniat și noi standardelor și în sfârșit ne putem bucura și noi de asfalt. De pește. Acostamentul va trebui consolidat. Pietricelele alea sau pietrele alea de pe margine, pe linia continuă de pe dreapta, acolo mie îmi pare că ar mai trebui lucrat un pic. Și bineînțeles parcările. Dacă putem să le zicem așa. Mașina mică cu Audilianu și eram grăbit destul de tare să-l duc pe fratele meu la Timișoara și am făcut 3 ore ca bobiru. Jumătate de oră am stat pe aici pe undeva înainte de bucata asta unde a fost parcarea mai devreme, înainte cu vreo 500 de metri pe loc, pur și simplu, fără să știm de ce, ce s-a întâmplat. Am întâlnit, în schimb, vreo 5 autoturisme pe pană, pe diverse probleme mecanice, pe partea dreaptă, dar era pământ și piatră, efectiv. Tot ce vedeți acum, acoperit cu asfalt. Acum să sperăm că va și ține, dar păi na. De faptul că s-a dat drumul la circulația autovehiculelor grele, sperăm că nu se va distruge. Dar dacă e pus ce trebuie în componența asfaltică, sunt convins 100% că n-ar avea de ce să se strice. Mai ales că
Din câte am observat, e prevăzut până la 11,5 tone pe axă. Pe o axă. Și aia ar trebui să țină vorba aia. Și adormit. Că altfel nu-mi explic ce se creează aglomerările astea, decât dacă s-a dormit, e frică unora. Nu văd atâtea curbe, nu le văd decât duminica, probabil, din cauza aia. Așa trag concluzia. Avem o parcare, dar pare că încă mai trebuie și asfaltată. Da. Ma să sperăm că utilajele văd că nu mai sunt în zonă. Sperăm că totuși vor reveni. Rezolve și parcarea și ce mai fi de făcut. Nu de alta, dar la noi în România se știe foarte bine că suntem specialiști în ghilimele de rigoare la capitolul, mamă ce frumos se vede, la capitolul terminăm, dăm în folosință de urgență, să fie bine, să nu fie rău, și după aia restul, ce ar mai putea fi făcut, le lăsăm așa, că da, poate nu ne întreabă nimeni. Da, deci e clară treaba. E duminică, dragilor, și duminicarii nu se dezmint, bineînțeles. Duminicarii sunt acei șoferi care iasă și ei duminica, pentru cei care nu știu termenul. Iasă, cum le zicem noi, ăștia care băunăm pe drumuri, și asta din meseria, cei care încurcă circulația, practic. Pentru că, na, n-o să faci niciodată experiență dacă circul doar duminica, sau foarte rar, irelevant de drumul pe care circul, și automat intervine frica, suspansul, adrenalina, care de cele mai multe ori face ravagii, din păcate. Pentru că oamenii nu știu să reacționeze, nu știu să aprecieze și multe altele. Tot le-am zis multor oameni, mă, nu trebuie să conduci tare sau viteză mare, trebuie să fii constant. Dacă nu ești sigur pe tine, păstrează-ți o viteză. Zicem, dacă pe sectorul ăsta unde sunt multe curbe și viraje și așa mai departe, să zicem, mai putea să fii unul de genul care să-ți fie frică, o păstrează viteza care poți să o controlezi tu mașina. Dacă încerci, vezi un pic de linie dreaptă și încerci să continui, ia uite, cum am zis, avem pe ăla în față, o remorcuță de nu știu ce e, și ăla face toți banii cu chip. Deci dacă nu vei ști, vei face numai năzbâti pe drum. Aici, în stânga noastră, este Valea lui Liman. O locație pitorească, frumoasă, pe care vă recomand. Tinerețe, Badea venea pe aici cu dansurile folclorice. Se țineau sărbări câmpenești, festivale. Festivaluri, pardon. Folclorice, autentice. Era frumos. Mici, bere, grătare. Între munți, frumos tare acolo, era și un ștept.
strand, nu știu dacă mai e, n-a mai fost de foarte mulți ani, la Valea lui Liman. Lângă Tomești, era pe vremuri o fabrică de sticlă. Nu știu dacă mai e. Și mai un pic intrăm în marginea, dragilor. Și apoi, na, după cum vedeți, drumul e reabilitat, e ce trebă. Acum nu o să mai fie un calvar decât duminica, cu duminicarii. Dacă dați de unul din ăsta care nu știe ce să facă și la plimbăreală, atunci ai bai. De regulă, asta se întâmplă cam în toate zonele turistice, să zicem, ale României. Și pe DN1 ăla merge lumea spre Sinaia, spre unde merge fiecare la Brașov. Când sunt zile libere mai prelungite și fac oamenii mini-concedii sau iarna la schi, se creează ambuteiaje, grupa mare. Apoi da, toată lumea cu mașină. Deci, dragilor, intrăm în marginea. Trecere aici la nivel cu cale ferată. Dar nu e așa de rea încât să se treacă halul ăsta de încet. Dar mă repet, suntem într-o zi de duminică. Tocmai din cauza aia. Noi ne îndreptăm spre Italia, dragii mei, să ne luăm trailerul. Trailerul e și are ler. De aici, pe partea dreaptă, un monstru a dormit. A fost o fabrică de nu știu exact ce. Ceva metal, dacă nu mă înșel. Care, din păcate, a murit, ca multe altele în România. Un sport, să zicem, în ghilimele, să ucizi industria asta așa pentru diverse interese, că unii au timp, nu știu cum dracu, pentru ei stă timpul în loc, adică au timp să aștepte câțiva zeci de ani până se distruge, nu mai interesează pe nimeni, după care se ia la un preț de nimic și uite așa se fac averile colosale. Așa s-a distrus și în Timișoara, pe vremea când locuiam acolo. Fabrici foarte mari, întregi, pline. Pline de oameni erau fabricile alea. Și iată, aici intrăm pe autostradă și ăia nu mai poate să iasă, că da, noi tot vinim. Către Nădla. Nădila! Sau să pun deja coadă, tocmai din cauza asta, că duminicarii trebuie să circule. Respect 89, interesant.
sunt la 150 de km, dragilor, intrăm pe autostradă și o să-i dăm bice mai departe, către Italia, la Carpencar, să luăm minunea aia de trailer, care e gata și ne așteaptă. Și o să mai revenim cu noi info, după ce îl preiau, să vi-l arăt și vouă, să ne bucurăm și noi și voi. Să-i dăm drumul la treabă, că prea a stat și s-a hoginit cu trailerul. Deci avem și pe domnii de la serviciul de circulație. Salutăm cu ocazia asta, vrească domnii polițiști. Și noi, dragilor, ne vedem de treabă în continuare, numai bine și rău la nimeni, ca de obicei. Vă salută Badea din inima bestiei. Să fiți cuminți, numai bine și rău la nimeni. Pa!